Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Problema cu ciorile, care se extinde, este chiar mai mare decât problema cu porumbeii. Da, pare că a lăsat în urmă o problemă mai spinoasă asta cu porumbeii. Da. E lumea fiartă pe ciori acum. Ciori, da. Dar de mult. Știm foarte bine, s-au încercat o mulțime de lucruri. Noi aici am ca cronicarii, că noi scriem prima ciornă a istoriei, noi jurnaliștii. Și atunci noi am tot scris în ciornă, am pomenit toate metodele care s-au încercat. Anticoncepționale, a domnul Rod, muzică, lumini, mi se pare foarte tare că cineva s-a gândit la anticoncepționale. Uli. Domnul Robu s-a gândit la ce? El nu poate să gândească la anticoncepționale sau ce? Ba da, da, cred că... Ce vrei să spui? Da, mă rog. Nu înțeleg. Poate. Anticoncepționale pentru ciori. Cum se face dozajul? Păi asta mă gândesc. Adică cum s-a gândit cineva să facă treaba asta și cum au pus-o în practică? Și tot așa iau în fiecare zi? Exact. Una ție. Vezi că tu ai mai luat azi. Da, da, da. Deci cum fac să ia câte o pilulă în fiecare zi la aceeași oră? Vă rog. Și să nu ratați. Și în caz de ceva, le dă pilula de după. Mi se pare complicat. Știi? Dar revenind la asta, deci multe s-au încercat. Acum autoritățile locale se declară înfrânte, cer ajutor la centru, primarul din satul mare, de exemplu, i-a cerut ministrului mediului să-i rezolve problema, să alunge ciorile din oraș. Cred că era suficient doar să vină sau ce? Nu, pentru că altă putere are domn ministru, sunăm la minister, okay. Că nu putem să rezolvăm local, sunăm la centru. Da. Să se sune la București, că la Bucureștiul rezolvă. Domn ministru, pe noi nu ne ascultă ciorile. Da. Și domn ministru al mediului, domnul Tanțoș Barna, și-a plecat urechea, sau urechile, asupra cererii, a ascultat și a decis. O posibilă variantă de a alunga ciorile din parcurile Sătmărene, relatează presa locală, ar fi, țineți-vă bine, tunurile cu apă. Hai că asta nu mai auzis. Da. Deci practic ca un soi de 10 august, dar anticiori. Adică... Dar de ce ministrul mediului trebuia să sune la domnul Bode? Ca să trimită jandarmeria. Jandarmeria să vină cu mașini noaiele alea mari și cu tunuri cu apă și, frate, să mai întâi să avertizeze cum se face. Părăsiți copacii, da, în caz că nu se va trece la ce se trece, cum zic ei de obicei. De? Deci aș vrea să văd și asta. Să iasă cu scutierii în față și cu tunurile cu apă. Dar eu chiar aș vrea să văd cum pun tunurile alea cu apă. Da, 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 nu, că e de văzut. Și încep să dea în copaci. La ce forță au, presupun că... O să rupă copaci. Da, rup copacii cu tunurile cu apă. Auzi, acum își imaginează, ok, dau cu tunurile de apă și ciorile făl-făl da, se duc. Și după aia... Da? Și ele după nu aia mai vin. Opresc apa, da. Da, și ele nu mai vin. Numai, ca aici, zic, mamă, sunt aia cu tunurile în centru, nu mai mergem. Da. Băi, e chiar o problemă, nu știu cum se poate rezolva asta. Deci, cu ce s-a încercat? Cu uliu fals. Da. Cu anticoncepționale, cu sunete. Că le dau apă ca să alunece anticoncepționalele mai ușor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.